Echipele de salvatori continuă să caute contra cronometru supraviețuitori în regiunile turcești și siriene devastate de seisme. Ultimele bilanțuri arată că numărul morților a depășit 8.700 în cele două țări. Zeci de mii de oameni au fost răniți, iar peste 23 de milioane sunt afectați de tragedie, stau sub cerul liber, fără lumină și apă. În 10 regiuni din Turcia a fost decretată stare de dezastru natural. Comunitatea internațională a venit în ajutor Turciei și Siriei, trimițând ajutoare și echipe de intervenție care caută în condiții dificile de iarnă eventuali supraviețuitori. La locul dezastrului, operațiunile de salvare nu contenesc. Militarilor și echipelor de intervenție din Turcia li s-au alăturat zeci de echipe de salvatori din diferite țări ale lumii. La aproape două zile după cutremur, salvatorii au scos un bebeluș de sub dărâmăturile unui bloc de apartamente prăbușit din Kahramanmaraș, un oraș nu departe de epicentrul seismului. La fel de intense sunt căutările și în alte orașe distruse. Oamenii își caută cu disperare rudele prinse sub dărâmăturile unui bloc prăbușit din Hatay. I've cried a lot and just I have hope. I believe my sister, she's a strong woman and she will come out here. Eşyalarını çıkardık ya. Tek orası orası. Adam sürdü. My sister is alive. I don't know. Maybe she's alive. But this machine got in the, on the, this is in the hat. How is that to take us this is my sister make us is alive. Condițiile dificile zădărnicesc eforturile de salvare, iar în zonele devastate continuă să se prăbușească clădiri după cutremurul de acum două zile. Imaginile au fost surprinse în această dimineață. Și în Siria, echipele de intervenție muncesc de răsputeri pentru a scoate oamenii de sub ruine. Șansele de a găsi oameni în viață sunt tot mai mici cu fiecare oră. În mijlocul dezastrului s-a produs totuși un nou miracol. În orașul sirian Idlib, echipele de căutare au salvat de sub dărâmături o fetiță la 40 de ore după seism. O întreagă familie a fost salvată de sub dărâmăturile casei lor după cutremurul devastator. S-a întâmplat în localitatea Biznea din vestul Siriei la o intervenție a căștilor albe. Potrivit seismologilor italieni, în urma cutremurilor puternice, urmate de zeci de replici, platoul anatolian s-a deplasat cu până la 10 metri. Din această cauză, solul s-a mișcat, formând fisuri uriașe.